Pentru început vreau să cântăm o cântare despre care noi să declarăm cât de mult îl iubim pe Dumnezeu și să ne arătăm dragostea Lui prin cântare față de El, o cântare frumoasă care ne spune cine altul decât Iisus poate fericire să ne dea. Bun, milos și scump e Iisus, El pe veci e partea mea. Cântarea de la numărul 155, din toată inima. Vă rog să cântați lucrul acesta ca să arătați că nu aveți altă fericire decât Domnul Iisus. Amin. Cine altul decât Iisus poate fericirea da? Bun, milos și scump e Iisus, El pe veci e partea mea. Tot ce sufletul tresaltă, e Iisus ce m-a salvat. Facem liniște și mulțumim Domnului pentru seara asta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău.
Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Amin. Doamne, mulțumim pentru după masa asta și mulțumim pentru prezența ta în mijlocul nostru. Mulțumim pentru că ai îngăduit ca să fim împreună și vrem ca seara asta să fie benefică pentru fiecare dintre Amin. Noi. Te rog să ne mărești credința. Amin. Te rog să ne faci conștienți că suntem mântuiți prin har, că avem datoria ca să luptăm pentru credința noastră și să ne trăim viața cu credincioșie în fiecare zi. Pentru seara asta, Doamne, mulțumim că ai și cuvânt pentru noi. Și credem că cuvântul va aduce înviorare în viețile noastre pentru o săptămână care ne stă înainte. Binecuvintează pe fiecare care a pășit pragul locului acestuia. Amin. Și vrem ca prezența ta și Duhul tău cel Sfânt să călăuzească viețile noastre în toate. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Amin. Vă rog să luați locurile și haideți să continuăm să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare frumoasă pe care o avem scrisă și în care autorul s-a gândit cât de greu este să confunzi vocea lui Dumnezeu și în același timp cât de ușor este să auzi vocea lui Dumnezeu și să o urmezi în tocmai. Cântarea Vocea Lui. Vocea Lui se aude, ea îmi dă har de plin și bucurii, este vocea care îmi dă siguranță și o voi asculta zi de zi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Să întâlnesc pe Domnul meu în orice vreme, pe genunchi rugăciune voi căuta. El prin Duhul Său cel Sfânt va răspunde și oricând vocea Lui voi asculta. Și bucurii
Mulțumim că Dumnezeu ne-a călăuzit până acum și putem să distingem vocea Lui. Și dacă avem motive de mulțumire, avem o cântare care ne îndeamnă să o cântare mai lentă, care tinerii o știu mai bine. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat, al Lui nume sfânt cântă acum, așa cum nu ai mai cântat. Haideți să cântăm în seara aceasta așa cum nu mai cântat de mult. Amin. Thank you.
Slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie numele Lui și în seara asta de noi cei care suntem prezenți în locul acesta. Într-adevăr, cântând cântarea, cred că fiecare dintre noi avem suficiente motive ca să lăudăm pe Domnul. Pentru tot binele care ne-L-a făcut și care ne-L face în continuare, slăvit să fie numele Lui. În seara asta, pentru cei sau după masa aceasta, pentru toți cei care ați ales ca să fiți în locul acesta, vă spunem un bun venit. Domnul să binecuvinteze venirea noastră aici, El să se simtă bine în mijlocul nostru, în sensul că să lăsăm, să dăm voie Duhului Sfânt ca să lucreze la inimile noastre, să ne cerceteze, să fim gata ca să primim învățăturile curate din Scriptură și apoi, plecând într-o nouă săptămână, să putem ca să mergem mai mult în via, în ogor, în țarină, cum spune fratele Dan, și acolo să fim oamenii care așteaptă Domnul ca să fim. Aș vrea ca în continuare să lăsăm corul ca să cânte și apoi un solo din fratele Andrei. El e aici,
Și înainte-i să te închini, El e aici. Stai și ascultă, vei simți prezența Lui. Nu vei fi din nou același când te atinge mâna Lui. O, Tată, de demult pe cruce a suferit, ca să înțelegi că atât de mult El te-a iubit. Îl simți cum astăzi îți vorbește și te cheamă, că prezența Domnului este aici. El e aici, aleluia, El e aici, amin. Poți să-i simți a Lui prezență și înainte-i să te închini, El e aici. Stai și ascultă, vei simți prezența Lui. Nu vei fi din nou același când te atinge mâna Lui. Nu vei fi din nou același când te atinge mâna Lui. Iubind cum a iubit Iisus, într-una, cu fapte și adevăr, mereu slujind, noi vom primi în ceruri sus coroana când l-om privi pe Iisus răsplătind. Nu doar cu vorbe să iubim vreodată, aceasta e pleavă spulberată în vânt, ci să clădim iubire într-o faptă, precum Iisus făcută pe pământ. Să punem temelia adevărul, căci El este steagul fiilor de sus. O faptă poate avea și un fățarnic, dar crezul lui nu poate fi Iisus. Dacă iubim pe cine ne iubește, o, frații mei, la ce mai așteptăm? Aceasta au făcut-o și păgânii. La ce răsplată ne mai așteptăm? Când faptă și adevăr ne sunt iubirea, pe urmele păstorului de sus vom merge din putere în putere și vom iubi cum a iubit Iisus. O, frații mei, iubirea Lui ne cheamă la dragoste pe a vieții temelii, să punem toți porunca cea mai nouă, căci Dumnezeu iubitul ne-a întâi. Părinte scump, spre tine se îndreaptă din sufletele noastre rugă sus. Ne dă la toți, prin Duhul tău putere, să ne iubim cum ne-a iubit Iisus. Amin. Amin.
De dimineață am fost la biserica din Dudești împreună cu un grup de frați din adunarea noastră, cu conducerea comunității, pentru că frații ne-au invitat acolo la jubileu. Am sărbătorit 20 de ani, două decenii de mărturie baptistă în locul ăla. Cu ajutorul lui Dumnezeu a fost investiția bisericii noastre, cu ajutorul fratelui Deni. Atunci în Carolina de Nord, acum în Tennessee, în Statele Unite, acum 2 ani a fost aici și ne-a spus ce a făcut el în anii 90. Biserica din Dudești e una din lucrările în care am fost angajați, am rămas în continuare cu ea ca filială a bisericii noastre, acolo slujește fratele Zambo. Ștefan, cei care ați fost joi seara, au vorbit despre ei, ne-am rugat împreună și am asigurat că suntem alături de lucrarea asta atâta vreme cât putem să îi ajutăm. Au fost de dimineață în adunare peste 80 de suflete. Ei sunt vreo 30 de membri plus aparținători, aproape 50. E o lucrare bună, credem că e cea mai bună. Înțelegem că e cea mai bună lucrare din filialele noastre. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească în continuare, să-i sprijinească cu treapta sa biruitoare și să fie succes pentru slava lui Dumnezeu în Dudești. Și după masă continuă sărbătoarea de acolo. Grup de la noi sunt prezenți acolo, un alt grup de tineri sunt la Berin, un alt grup la Topolovăț, așadar noi suntem mai puțini după masa asta, dar dăm slavă Domnului. Dacă frații sunt în misiune, aleluia, e lucru bun. Dar și pe noi aici credem că Domnul ne va binecuvânta. Cel care trebuia să predice în seara asta lipsește. Numai ieri am aflat că nu mai poate să ajungă, așadar eu trebuie să predic. Dacă nu vreți să mă ascultați, e problema noastră. Vreau să am din partea lui Dumnezeu ceea ce cred că este pentru adunare. Domnul mi-este martor că spun adevărul și nu mint. Cred și eu că am Duhul lui Hristos, de aceea dați-mi voie că alegerea care am făcut-o în această pentru această dupămasă să cred că este de la Dumnezeu și mă rog ca El să binecuvinteze adunarea în continuare. Și pe cei ce sunt la Dudești și la Berin, la Topolovăț predică fratele Mihai Bojin împreună cu cei care au fost chemați să cânte acolo, Domnul să le dea har și înțelepciune. Sora Paula s-a botezat la ultimul botez, nu? În adunarea noastră. A fost chemată săptămâna trecută la radio, l-am rugat eu pe Ciubotea să o cunoască, că o să-i placă de mărturia ei, așa o chemat-o, cunoscut-o, înregistrat-o, s-au mers, a fost în direct. Și cei care am auzit mărturia ei, am socotit că este bine să audă și frații din adunare, pentru că voi n-ați știut să deschideți radio la ora aia. Eu am deschis că m-a sunat Ciobote și o să vezi că acum e Paula. În seara asta am rugat-o pe sora Paula să aibă parte din modul în care Domnul i-a vorbit, parte din mărturia ei, ce a avut-o la vremea potrivită, dar într-o seară de joi, când iar am fost tare puțin. Nici în seara asta nu-i toată adunarea, Paula, o să mai fie odată. Așadar, haideți să ascultăm acum fratele Gelu, vei avea o piesă sau două de cântare, ce au pregătit și după asta o lăsăm pe Paula. Eu cred și mărturisesc că ne-am bucurat atunci despre tot ce ne-a spus. Cred în modul în care Dumnezeu i-a vorbit. Toți tinerii care au fost atunci au fost așa bine și mărturia lor a fost interesantă și ne-am bucurat de botezul lor. Însă un lucru așa care mi-a plăcut din mărturia ei a fost modul în care ne-a explicat că Dumnezeu i-a vorbit, ea fiind în căutare de adevăr. Aș vrea să prins partea asta, Paula, celelalte ce-ți va da Domnul, ne uităm și la ceas, 10 minute, 15, bine, ăsta este timpul care l-ai. Domnul să te binecuvinteze și să sprijinească cu dreapta sa aici, acum când mărturisești, în alegrarea și în viața ta, în tot ce faci. Amin. Ea vine dintr-o familie de necredincioși. Dați-mi voi să spun și lucrul ăsta. Și nu s-au împotrivit tare, dar nici nu a fost așa simplu. Ne rugăm ca Domnul să biruiască și să dea izbândă și să asculte rugăciunea ta. Amin. Haideți să repetăm o cântare pe care am învățat-o când a fost fratele Ken Tucker. Temelie pe veci, ați găsit în Scripturi.
Sper că mai știți, pentru voastră credință, voi toți sfinții lui. Haideți să cântăm această cântare. Și dacă nu mai știți, să vă aduceți aminte, să reînvățăm. Temelie pe veci ați găsit în Scripturi pentru a voastră credință, voi toți sfinții lui, ce-i scris în cuvânt, oare nu-i îndeajuns? Vouă celor ce viața în Hristos ați ascuns. Mărturisesc că atunci când fratele Dan Maleș mi-a propus să mai spun o dată mărturia, mi-a fost teamă că o să vă plictisesc, am în vedere că am mai spus o dată, înainte de botez, dar mi-am zis că Domnul știe mai bine și dacă El a pregătit ocazia asta de slujire, cine sunt eu să mă opun. Așa că iată-mă încă o dată aici. Și o să încep un pic cu trecutul meu înainte să vin la Domnul. Eu vin dintr-o familie de necredincioși. Familie ortodoxă, dar nepracticantă. Mergem o dată, sau mergeam o dată pe an de Paște la biserică. Bunica mea însă era o femeie credincioasă și când eram mică m-a mai dus ea la biserică, dar după ce am crescut am început să merg tot mai rar. Mă cam plictiseam și am zis că decât să mă duc să mă plictisesc, mai bine stau acasă și dorm. Însă trăind la sat, tradițiile și evenimentele din an
Erau parte din viața mea, dar îmi dau seama acum că erau doar fapte exterioare și nu era nimic spiritual în ele. Știam și eu despre Dumnezeu ceea ce cred că se știe în general, cel puțin la noi în țară, care ne declarăm o țară creștină. Știam că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și că pentru că este bun, El ne iartă, deci tot ce trebuia să fac era să fiu un om bun și Domnul mă va ierta. Mi-aduc aminte că obișnuiam eu să mă mai gândesc așa la Dumnezeu, la cum o fi, cum e raiul și... Prin general am ajuns la concluzia că raiul ar trebui să fie un loc cam plictisitor, adică să stai toată ziua așa într-o grădină din asta foarte frumoasă, poate că o fi fain la început, dar după un timp te cam plictisești că nu prea ai ce face. După cum observați, Dumnezeu nu prea făcea parte din peisajul acesta. Iar despre Domnul Iisus, știam că este Fiul lui Dumnezeu, dar îmi dau seama că nu prea înțelegeam eu ce înseamnă lucrul acesta. Mi-aduc aminte că în liceu am citit cartea lui Dan Brown, care se numește Codul lui Da Vinci, nu știu de cât ați auzit despre ea, dar în cartea aceasta autorul susține ceva absurd și cel mai trist este că susține acest lucru și în realitate, și anume că Domnul Iisus a căsătorit cu Maria Magdalena și a avut chiar și un copil. Și lucrul acesta pe mine nu m-a șocat pe vremea aceea și mi-am zis că nu contează cum a trăit Domnul Iisus viața, ci ce a spus El și că atâta timp cât a spus lucruri bune, e ok. Deci e clar că nu înțelesem nimic din ce înseamnă să fii Fiul lui Dumnezeu. Tot în perioada aceea prin liceu, pentru că îmi plăcea foarte mult să citesc și citeam cam tot ce prindeam, mi-am zis că poate ar fi bine să citesc și Biblia, adică dacă tot citesc literatură, poate ar trebui să citesc și cartea cea mai citită din lume. Și am început și eu, cum se începe cu orice carte, cu începutul. Am trecut peste Geneză, cu bine, peste Exod, era o povești, era istorie, nu au fost mari probleme. N-am prea înțeles eu ce se întâmplă prin Levitic și prin Deuteronom și am cam sărit peste numeri pentru că m-a cam plictisit acea numerotare. Însă când am ajuns în momentul în care poporul evreu a ajuns în țara Canaanului și a primit poruncă să cucerească țara aceea, m-am cam potignit, pentru că aici Dumnezeu cere poporului evreu să extermine pur și simplu toată populația care trăia în țara respectivă. N-am înțeles eu cum acel Dumnezeu, despre care eu știam că e bun și drept și iubește, le poruncește poporului evreu să omoare pe toată lumea, inclusiv copiii, femei, bătrâni, răniți. Lucrul acesta era imposibil în ochii mei. Am mai citit eu ce am mai citit, însă când am ajuns la domnia lui David m-am oprit. Nu mai puteam, era mult prea mult pentru mine. După un timp am încercat să citesc Noul Testament. Mi-am zis, ok, Vechiul Testament este istoria evreilor, a fost scrisă prin ochii lor, nu e primul popor care duce războaie sfinte și se scuză spunând că are acceptul divinității, hai să citesc Noul Testament, că acolo este învățătura Domnului Iisus și poate ar fi bine să citesc măcar partea aceea. Aici m-am potmolit și mai repede, chiar în prima carte. Când fariseul întreabă pe Domnul Iisus dacă este bine ca bărbatul să-și lase soția, Domnul Iisus le răspunde: eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. M-am potinit foarte mult la fraza cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Mi-am zis, dacă un bărbat hotărăște să-și lase nevasta, din oricare ar fi el motiv, că nu mai are el chef de ea, ea nu mai are dreptul să-și refacă viața? Și am zis că este nedrept, n-are cum Dumnezeu să susțină așa ceva. Deci am ajuns la concluzia că și Noul Testament e scris de bărbați, de bărbați care scăutau propriul lor interes și aveau propriul lor vedere. Și m-am oprit și de această dată. Și n-am mai încercat să citesc Biblia. Terminat liceul, am venit la facultate și viața mea a decurs pentru că a decurs. Nu s-a întâmplat nimica special în ea, mai gândeam eu din când în când la Dumnezeu, nu eram atee, dar nu mă gândeam foarte mult, cel puțin atâta timp când nu mă gândeam la lucrul acesta era ok. Când începeam să mă gândesc, lucrurile nu mai erau chiar atât de roz, pentru că gândindu-te la Dumnezeu începi să te gândești și ce rost are lumea, ce rost am eu, care e scopul meu aici, asta este tot ce înseamnă viața, să merg la facultate, apoi să-mi găsesc de lucru și apoi ce se întâmplă.
încetul cu încetul lucrurile acestea sau gândurile acestea n-am mai putut să le evit și cred că am trecut printr-o stare mai depresivă. Chiar ajunsem la un moment dat când am terminat facultatea să cred că da, probabil că o să ajung în iad. E ciudat, uneori nu credeam că există Dumnezeu, dar totuși credeam că o să ajung în iad. Și mi-am zis că n-am ce face, asta e. Așa că mai bine să mă simt bine aici cât-s pe pământ. Nu făceam eu foarte multe, sau nu eram genul care să meargă prin cluburi sau să facă lucruri pe care oamenii le-ar putea considera păcătoase, dar ce era în sufletul meu nu era deloc ok. Am terminat facultatea, m-am angajat și acolo la lucru am întâlnit o colegă care, coincidental, a și fost colegă cu mine la facultate, dar nu prea m-am intersectat cu ea și nici n-am discutat cu ea prea mult. Și cam acum 3 ani și jumătate ne-am dus într-un team building, într-o excursie cu colegii. Iar pe drum, fiind în afara orașului, am stat cu ea pe scaun în autobuz și într-o discuție în alta am ajuns să vorbim și despre Dumnezeu și eu i-am zis, bineînțeles, cum am eșuat cu succes în citirea Bibliei. Și ea mi-a vorbit pe înțelesul meu, mi-a sugerat să mai citesc o dată Evanghelia și să încerc cu Noul Testament. Și am zis, da, poate, o să încep. După team building, venind într-o zi de acasă, de la părinții mei în Timișoara, nu știu de ce, tot de dimineață în ziua gândeam că s-ar trebui să iau Biblia de acasă, poate o să citesc. Și am luat-o. Chiar înainte să plec, cu ultimele 2-3 minute am luat-o, am pus-o în geantă, am venit la Timișoara. N-am început să citesc imediat și am început să citesc, cred că, la vreo câteva săptămâni și când am început să citesc, citeam așa o dată pe săptămână, după aceea de 2 ori, de 3 ori. Până când, fără să-mi dau seama că citeam aproape în fiecare seară. Și n-a fost ușor neapărat nici de data asta. Întrebări au fost, au fost versete pe care nu înțelegeam sau care mă frustrau. Dar nu știu de ce de data asta am avut curajul să mă duc la colega mea și le discutam. De obicei, dimineața, înainte să se adune ceilalți colegi la lucru, eram numai noi două și discutam. Și ea a fost foarte înțelegătoare și nu a insistat niciodată și nu m-a privit niciodată de sus și mi-a explicat sau când n-a știut nici ce exact sau nu mă convicea, mi-a arătat resurse de pe internet, cărți, predici unde aș putea să citesc ca să înțeleg mai bine. Am continuat să citesc, am trecut de Evanghelii și cred că momentul în care, într-adevăr, a început să-mi placă să citesc a fost în Romani, când am dat de Pavel. Stilul lui argumentativ și logic și modul în care prezintă el lumea și vede lumea și ce bine se identifica lumea pe care el o descria cu 2000 de ani și lumea de astăzi, m-a făcut să cred că ceva, un sâmbure de adevăr este aici. Și să-mi doresc să citesc tot mai mult. La vreo 2-3 luni după ce am început să citesc, am rămas într-o seară cu colega mea la lucru mai mult, doar noi două, și atunci ea mi-a vorbit despre caracterul lui Dumnezeu. Pentru că aminte că mi-a vorbit despre gloria lui și despre scopul pentru care ne-a creat și că el ne-a creat nu pentru noi, ci pentru el și pentru gloria lui. Și reacția mea a fost ceva de genul, păi cum adică ne-a creat pentru el? Asta nu înseamnă că Dumnezeu e megaloman și egoist. Nu e ceva de genul că vai cât sunt eu de tare și hai să le arăt și altora. Ea însă nu m-a certat, nu m-a privit de sus, ci a continuat să-mi explice, să-mi vorbească despre credincioșia lui, despre dreptatea lui și să-mi puncteze faptul că deși Dumnezeu e iubire, totuși El este și drept și că păcatul înseamnă a nu fi conform voii Domnului, iar dreptatea lui nu-i permite ca el să treacă cu vedere acest lucru. Și faptul că singurul mod prin care Dumnezeu poate să îndrepte aceasta este moartea păcătosului. Și în felul acesta mi-a explicat de ce a fost nevoie să vină Domnul Iisus. A fost mult pentru mine în seara aceea și nu știu câte am înțeles foarte mult după ce mi-a spus ea, dar pe drum spre casă, am măcinat eu ce mi-a zis ea pe aici, pe acolo, trecut pe o parte și pe alta. Mi-aduc aminte că în momentul în care am ajuns acasă,
Nu știu exact de ce și cum s-a întâmplat, dar parcă mi se luase așa un vâl de pe ochi și am putut să înțeleg pentru prima dată că nu din megalomanie și egoism ne-a creat Domnul, ci că faptul că ne-a creat este o dovadă de iubire și de lipsă de egoism, pentru că, da, Dumnezeu este minunat, este suficient sieși, este atât de glorios încât nimeni și nimic din lumea asta sau din orice altă existență nu va putea fi pe măsura Lui. Și faptul că El știe lucrul acesta, știe cât este de minunat și faptul că a hotărât să creeze pe cineva, ca și altcineva să se bucure de minunăția Lui, nu este o dovadă de egoism, ci tocmai lipsa egoismului și iubirea Lui. Și când am înțeles lucrul acesta, parcă lucrurile au început să se mai lumineze. Și n-a fost destul că Dumnezeu ne-a creat ca să ne bucurăm de El, ci când am căzut în păcat, n-a renunțat. N-a renunțat, ci a trimis o persoană din Trinitate, o persoană, persoana Fiului, care este la fel de minunată și de glorioasă ca Dumnezeu, la fel de sfântă ca și El, a trimis persoana aceasta pe pământ, în creație, alături de noi, și a trimis-o în trup uman să trăiască 30 de ani ca un om sărac, un om plin de lipsuri, un om supus ispitei și totuși n-a păcătuit, și de parcă asta n-ar fi fost de ajuns, Domnul Iisus s-a lăsat batjocorit de noi, s-a lăsat bătut de noi, s-a lăsat crucificat de noi. Și de ce? El este suficient de glorios deja. El n-ar fi câștigat nimic, dar a făcut toate astea pentru ca noi să ne putem bucura de El. Și lucrul ăsta este atât de minunat încât nu cred că avem dreptul să-L ignorăm. Și n-am crezut că am dreptul să-L ignor și să trec mai departe, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, așa că am continuat să citesc. Și de data asta, parcă cunoscând o părticică din caracterul lui Dumnezeu și înțelegând un picuț din planul Său, lucrurile au fost diferite. Da, au mai fost versete pe care n-am înțeles. Sunt și acum multe lucruri pe care nu le înțeleg. Dar mi-am dat seama că problema nu e la Dumnezeu sau la cuvânt, ci problema este la mine. Și că poate eu nu vreau să înțeleg sau să accept. Mi-a luat cam un an să termin toată Evanghelia. Am terminat Noul Testament, am început Vechiul Testament. Și după ce am terminat toată Biblia, mi-am dat seama că eu cred totul. Mi-am dat seama că un Dumnezeu atât de minunat și de glorios ca cel despre care vorbește Biblia n-avea cum să lase să apară ceva care nu e adevărat în Evanghelie, căci El n-ar lăsa pe nimeni și nimic să pună în gura Lui cuvinte neadevărate. Și mi-am dat seama că acolo este cuvântul întreg. Mi-am dat seama că acolo trebuie să merg atunci când nu înțeleg ceva și că atunci când nu înțeleg ceva, dar deși e scris acolo, trebuie să mă supun și să mă rog Domnului să mă ajute să înțeleg. Și lucrurile au început să se schimbe. Au început să se schimbe în modul meu de a percepe lumea. Am înțeles de ce există lumea, am înțeles de ce existăm noi, am înțeles că noi trebuie să ne gândim și să ne trăim viața după voia Lui. Mi-am dat seama că nu eu sunt scopul suprem, că nu viața mea e scopul meu, că nu ceea ce fac eu aici și planurile mele și cum îndeplinesc eu planurile trebuie să fie ceea ce pentru care mă zbat. Mi-am dat seama că nu facultatea și meseria mea este cel mai important lucru și că viața nu e doar atât. Mi-am dat seama că scopul acestei vieți este Dumnezeu și gloria Sa. Și din propria mea experiență, cred că descoperirea lui Dumnezeu este în cuvânt și în cartea Lui. Amin. Și că oricine vrea să-L găsească pe Dumnezeu de acolo trebuie să înceapă. În perioada în care am căutat și am citit, am mai dat și despre și peste articole și cărți în care se încearcă explicarea lui Dumnezeu în afara cuvântului Său. O atitudine de genul, nu e nevoie să te apropie de Biblie, e suficient să te uiți în jurul tău și să-L vezi pe Dumnezeu, dar nu este adevărat. Nu din afară îl vom cunoaște pe Dumnezeu, ci din cuvântul Său și apoi vom înțelege lumea. Pe Dumnezeu nu-L cunoști cunoscând lumea și apoi uitându-te la El, ci uitându-te la Dumnezeu și apoi vei înțelege lumea.
Și eu cred, că oricine vrea să-L găsească pe Dumnezeu, mai întâi trebuie să-L caute în carte, căci altundeva nu-L va găsi. Și mai ales în lumea asta, când sunt atâtea de multe informații, atâtea de multe sisteme de gândire, fiecare promite fericire, fiecare promite bunăstare, fie aici, fie dincolo. Și atâta de ușor să te pierzi, e atâta de ușor ca în aceste sisteme de gândire să pierzi scopul și să pierzi elementul central, și anume Dumnezeu, și să te înalți pe tine, încât cred că singurul lucru în care trebuie să ne uităm este în Scriptură. Dacă ceva nu e conform Scripturii, atunci e de proveniență umană sau și mai rău, de proveniență diabolică, și mai bine să, oricât ar fi de minunat și de frumos și oricât de minunat ar fi învelit sistemul respectiv de gândire, este mai bine să-l lăsăm. Acum când mă uit în viața mea și văd cum Domnul a lucrat de-a lungul timpului și m-a îndemnat într-o anumită cărare a vieții mele ca să ajung să lucrez la firma aceasta, să o cunosc pe colega aceasta, și deși eu n-am înțeles în trecut și am considerat că Dumnezeu nu e alături de mine și de atâtea ori m-am certat cu El pentru că nu era conform planurilor mele, acum am dat seama ce minunat a lucrat El. Și mă bucur că El a lucrat minunat, pentru că de acum încolo, chiar dacă nu înțeleg ce planuri are El cu mine și ce vrea, e suficient să mă uit în trecut și să văd că puteam să iau pe atât de multe alte căi și totuși Dumnezeu m-a îndemnat pe calea care m-a dus în autobuzul respectiv în care colega respectiv m-a îndemnat să mai citesc o dată. Și mi-a pus gândul acela să iau Scriptura de acasă și să încerc să o citesc. Știu acum că El le face pe toate la timpul lor și că noi trebuie să așteptăm lucrul acesta, și în final aș vrea să citesc ceva din Romani, ceva care cred că a fost printre primele lucruri care a început să mă pun să mă provoace să gândesc și să văd că poate sistemul meu de gândire și de relaționare la Dumnezeu era greșit de dinainte. În Romani 3, versetele 23 și 24, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și versetele 27 cu 28. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Credem că Dumnezeu este neprihănit doar prin jertfa Domnului Iisus, care este și va fi cea mai minunată persoană care a existat pe lume. Mulțumesc! Și noi mulțumim, Paula, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumim pentru partea asta care a fost așa interesantă pentru mine și credem că interesantă pentru toată adunarea. Și mai târziu vreau să fac în predicarea mea câteva precizări din ceea ce cred eu despre cuvânt și credeți și voi, și mulțumim lui Dumnezeu că mai un lucru care Paula l-a spus, l-a întrebat realizatorul, fratele Ciubotă, a zis, dar cum ai găsit tu Emanuel? Ea stă pe sudul lui, la capătul lumii, în oglinzilor, acolo la unde stă, dincolo de bila, de spatele județean, spitalul județean, și zis, cum ai văzut? Și zis, am colindat mai multe biserici, dar m-am oprit la Emanuel pentru că a fost cuvânt. Mântuirea noastră este prin descoperirea cine aduce cuvântul, nu show. Binecuvântat să fie Domnul care lucrează când într-un fel, când în altul. Mi-a promis Ciobotea că vrea să te mai aibă la radio. Anunțăm adunarea noastră că cel mai apropiat serviciu în casa lui Dumnezeu cu ajutorul lui și voia voastră și a lui va fi joi la ora 18. Până atunci, tinerii, luni seara la ora 19, nu uitați, este întâlnire. Va fi fratele Covaci Cătălin prezent la timpul ăsta, împreună cu frații care îngrijesc din adunarea noastră de această lucrare. Anunțăm adunarea noastră și de dimineață și după masa asta că duminica viitoare, duminica din 15 martie, colecta și de dimineață și după masă este o colectă specială pentru adunarea noastră, este a treia duminică din lună. Pentru adunarea noastră, pentru că am hotărât cu frații din conducere, la sugestia fraților care se pricep că avem nevoie de orgă. Dacă va veni fratele Hențe să zic aici, zice un pian digital, zic bine?
așa e mai corect, zice el, scump, care costă mult, dar noi suntem chemați să adunăm 4.000 de euro. Așa că, duminica viitoare, 4.000 de euro, casierul trebuie să numere, vă mulțumim că voi aduceți banii, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu-i prea mult, uitați-vă în pormoneurile noastre, banii Domnului sunt în pormoneul vostru. Vă rog și cei care puneți zeciuială și cei care nu puneți zeciuială, duminica viitoare să fiți generoși în colecta voastră. Vă mulțumim, sărumâna de ziua femeii, este anunțul cel mai grozav. De dimineață ați primit daruri, după masa asta încă un dar puteți face voi. Duminica viitoare și de dimineață și după masă, vă rog să nu uitați, la modul foarte serios, stăruim, insistăm cu toți, cu prietenii noștri, cu vizitatorii care o să vină, cei care sunteți astăzi vizitatori, duminica viitoare, sigur vreți să participați la colecta asta, va fi mare bucurie în cer. Că în felul ăsta îl înălțăm pe Domnul și așa se poate. Vă mulțumim! Haideți acum să ne închinăm cu darurile de bunăvoie, ne unim în cântare, ridicați! Când trâmbița Domnului va anunța judecata și când ziua cea mare va sosi, iar când cei răscumpărați la acel imans vor aduna, când se citesc numele, acolo îi fi? Este un semn de o întrebare sau este o certitudine, o exclamare în dreptul fiecăruia dintre noi? Dumnezeu să ne ajute să avem certitudinea aceasta și haide să cântăm asta. Amin. Să luați locurile. Și Doamne ajută ca fiecare dintre noi, atunci când se citesc numele, să fim acolo pe listă. Amin. Aș vrea ca să stăm câteva momente la un cuvânt de meditație, la un cuvânt pe care vă mărturisesc că mie îmi place și îmi stârnește așa interesul. O să citesc un pasaj din Tit, capitolul 2, de la versetul 11.
Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavelui Marelui nostru Mântuitor, Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al lui plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Până la când se citesc numele acolo, suntem pe pământ și suntem chemați ca prin trăirea noastră și prin vorbirea noastră să-L facem cunoscut pe Domnul nostru. Și ca și credincios, nu este altă îndatorire mai mare, pe lângă faptul că am primit mântuirea, decât să o ducem mai departe la cei din jurul nostru. Câtă diferență este între ceea ce produce cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce ne spun oamenii. Auzind mărturia pe care sora noastră a spus-o înaintea noastră, m-am gândit la un articol pe care l-am citit legat de Duminica Ortodoxiei. Și în timp ce mărturia spunea că cuvântul a produs transformare, a produs eliberare, a produs mântuire, mă gândeam la acel articol care spunea așa: icoana, fereastra către cer. Și am citit articolul, n-am au citit un cuvânt despre cuvânt, despre Biblie. Totul era altceva. În dimineața asta, ascultând radio, am auzit un cuvânt care spunea ceva despre harul ieftin. Nu știu dacă care vă dintre dumneavoastră ați apucat azi dimineață la 8:30 predica sau cuvântul din dimineața asta care vorbea despre harul ieftin. Și imediat atenția mea a fost captată și am stat acolo și am ascultat care au fost gândurile legate de ceea ce vrea să spună cuvântul acesta, harul ieftin. Și mi-am adus aminte de pasajul pe care l-am citit și despre multa literatură pe care am citit-o. Și vreau să vă spun că această problemă a fost de la înființarea bisericii. De la începuturile ei, parcurgând istoria și ajungând până în zilele noastre, au fost momente când în biserică harul a fost tratat ieftin. Acum, sigur, noi ne bucurăm când spunem că suntem mântuiți prin har. Și aceasta este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Problema este că mulți dintre semenii noștri și adesea și din bisericile noastre și uneori noi luăm prea ușor harul care ne-a fost dat. Primul care a vorbit despre harul ieftin a fost un preot luteran. Dietrich Bonhoeffer. Și-a vorbit acum un secol și ceva în urmă. S-a născut 1906 undeva în Polonia. Putea ca să ajungă o mare. Dar a ales ca să intre la teologie. La nici 26 de ani avea deja terminată facultatea, era doctor docent și a fost chemat ca să slujească la universități de prestigiu și în Anglia, și în Germania, și apoi și în Statele Unite. A stat o perioadă scurtă și apoi s-a întors înapoi în Germania. S-a întors în Germania exact în momentul în care Hitler ajungea la putere în Germania. I s-a dat un post la Universitatea din Berlin, a mai avut și ceva bisericuțe unde a slujit.
Și în timpul ăsta, nazismul a început să prindă putere în Germania. Și pentru că cei din biserică chemați ca să apere cuvântul, harul și ceea ce se întâmplă cu societatea care începea ca să atragă biserica și să o folosească pentru scopurile lor, l-a întărătat pe omul acesta și a început ca să scrie împotriva regimului. La început i-au luat slujba de la universitate. După aceea nu i-a mai dat voie ca să fie preot. Când a izbucnit războiul, a fost închis. Și de acolo a început ca să scrie. Avem din partea lui câteva lucrări tare interesante și bune. Scrisori din închisoare, mărturia credinciosului, sunt lucrări foarte profunde. Și pentru că a văzut lentoarea care era în biserică și pentru că nu era nicio reacție vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, omul acesta a ajuns ca să scrie chiar împotriva lui Hitler. Cu 2 săptămâni înainte de a se încheia războiul, din ordinul lui Hitler, a fost omorât prin spânzurare. Până în anul 1990 a fost considerat ca unul care a lucrat împotriva sistemului. După anii 90, acuzația care i s-a adus a fost retrasă, iar de curând, după anul 2010, însăși Biserica Catolică l-a recunoscut pe omul acesta ca fiind unul din martirii non-catolici. Nu-i așa că e interesantă istoria acestui om? Eu am început ca să citesc câteva lucrări de ale lui. Este foarte profund și multe lucruri pe care s-au întâmplat acum 100 de ani sunt valabile și în ziua de astăzi. Harul ieftin. În vremea Apostolului Pavel, au zis ce spune în capitolul 1. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari, amăgitori, cărora trebuie să le se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care n-ar trebui să învețe. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se ține de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Noi am fost mântuiți prin har și asta este realitatea. Doar harul lui Dumnezeu este cel care a fost întins peste fiecare dintre noi. Și niciunul dintre noi n-am avea niciun merit ca să fim mântuiți dacă n-ar fi fost harul Domnului. Inclusiv mărturia sorei a spus lucrul acesta. Harul Domnului a fost cel care a urmărit-o în permanență. Se pune întrebarea. Trebuie să luptăm pentru ca harul să nu mai fie ieftin? Sau ce înseamnă lucrul acesta? Și spunea omul acesta definiția pe care el o dă vis-a-vis de harul ieftin. Harul ieftin este ceea ce îmi convine mie. Ceea ce îmi convine mie. Pentru că dacă este prin har și dacă totul este posibil și dacă este gratis, înseamnă că și ceea ce fac îmi este îngăduit. Dar oare să fie așa? Să fie oare vorba doar despre iertare fără pocăință? Să fie vorba oare despre comuniune, dar fără mărturisire? Să fie vorba despre mântuire și fără Hristos? Să fie doar religia? De multe ori îl spun lucrul acesta pentru că observ și la mine, dar trebuie să recunoaștem când și în viața adunării câteodată se întâmplă lucrul acesta. Prea ușor luăm harul pe care ni l-a dat Domnul și pe care îl avem. Și spunea el că dacă există un har ieftin, cu siguranță există și un har scump. Ce înseamnă har scump?
Însă harul scump înseamnă că dacă noi l-am primit gratis, asta nu înseamnă automat că totul este gratis. Înseamnă că cineva a plătit pentru el. Iar pentru harul care noi îl primim gratis, cineva a plătit scump. Și Dumnezeu Tatăl a plătit scump, l-a dat pe Fiul Său, ce a avut mai de preț, pe preiubitul lui Fiu, ca să moară în locul nostru. Cum îl înțelegem noi? Cum ne raportăm noi la harul acesta? Știți ce spunea omul acesta? Harul scump înseamnă ca mereu și mereu să te întorci la Scriptură. Mereu și mereu să te întorci la cuvânt. Nu la ce spun oamenii, nu la ce fac alte adunări, nu la ce fac alții, că se poate și așa, ci să-ți verifici viața și trăirea în permanență după cuvânt, după Scriptură. Harul înseamnă să bați la ușă ca să ți se deschidă. Harul înseamnă ca să fie Hristos cel care îți spune: vreau ca să conduc viața ta. Harul lui Dumnezeu a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și ne îndeamnă ca să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dragoste și evlavie. Amin. Cum înțelegem noi lucrurile astea? Verificându-ne în permanență în Scriptură. Pentru fiecare aspect găsim și o situație în care ne putem verifica. Și pentru ca harul să nu fie ieftin pentru noi, pentru familiile noastre, pentru adunarea întreagă, în permanență să ne întoarcem la Scripturi, la cuvânt și apoi, luând în serios trăirea, vorbirea, gândirea, harul să-l facem viabil și să-l facem util pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute ca, dacă cumva am gândit că harul este ieftin pentru fiecare, să ne ierte Domnul de lucrul acesta și să ne dea înțelepciune ca harul pe care l-am primit să-l privim ca un lucru scump pe care Domnul l-a plătit pentru fiecare dintre noi. Domnul să fie slăvit în toate. Amin. Ascultăm corul și...
ne ridicăm, urmărim cuvântul lui Dumnezeu. După citirea cuvântului, rog pe fratele Dan Florian, Mihai Cepeș și sora Brânzei să ne conducă rugăciune. Ne rugăm ca Domnul să ne dea în continuare cuvânt din cer și timpul de aici să nu fie pierdere de vreme, ci să fie așa, sub călăuzirea și îndrumarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Urmărim cuvântul cum este scris în cartea, în Evanghelia după Ioan, la capitolul 15, la versetul 12, pagina Scripturilor, 1047. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, zice Domnul Iisus. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Amin. Până aici cuvântul Scripturii, plecăm cu capetele și ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea ta să-ți mulțumim pentru timpul petrecut până aici în casa ta. Doamne, mulțumim că ți-ai făcut simțită prezența aici. Mulțumim, Părinte din cer, pentru timpul de dimineață când ne-ai cercetat prin cuvântul tău. Mulțumim, Doamne. Doamne, te rog să o faci în continuare. Amin. Mulțumim, Părinte din cer, pentru cercetarea care ne-ai făcut-o prin mărturia sorei. Doamne, ajută-ne ca mai mult să ne preocupe citirea și memorarea cuvântului tău. Amin. Doamne, ajută-ne să-l trăim și în viețile noastre. Amin. Părinte din cer, dă-ne putere la aceasta. Acum, Părinte din cer, te rugăm să ne vorbești din nou. Pentru aceasta, îmbracă în tine pe robul de care vrei să te folosești. Amin. Doamne, fă roditor cuvântul tău în inimile. Amin. Și te rog, Doamne, cercetează și pe alții. Amin. Doamne, mulțumim pentru fiecare care am putut veni la cuvântul tău. Doamne, îndură-te și de cei care n-au putut veni. Amin. Doamne, apropie-te de ei. Fă să simtă și ei că ești acolo, în suferința lor. Doamne, îmbărbătează-i și întărește-i în credință. Ajută-ne să se rămânem credincioși până la sfârșit. Amin. Amin. Aleluia, aleluia. Îți mulțumim pentru sângele vărsat care este capabil să ne șteargă orice păcat l-am avea și orice păcat l-am face în viitor. Mulțumim. Îți mulțumim pentru această putere extraordinară care rezultă din jertfa Domnului Iisus. Aleluia. Și îți mulțumim, Doamne, că am putut să înțelegem că harul de care ne-ai făcut parte nu este un har ieftin, ci te-a costat pe tine și este scump. Slăvit să fie în numele Tău. Amin. Doamne, să punem preț pe cuvântul Tău și pe ceea ce vrei Tu să ne transmiți prin cuvântul Tău. Așa-ne să nu credem niciodată că putem să facem ce vrem. Și să înțelegem că noi nu mai suntem ai noștri, ci suntem ai Tăi, suntem copii. Doamne, ajută! În sensul ăsta putem să facem voia Ta. Amin. Mulțumim. Înțelegem din nou că acest cuvânt al Tău este plin de putere și poate să schimbe vieții. Aleluia. Și a tuturor celor care doresc aceasta. Te rugăm, Doamne, că această putere a cuvântului Tău să o lași lucrătoare în momentele care ne stau. Amin. Îmbracă, Doamne, cu această putere pe robul Tău și ajută să transmită cuvântul Tău. Amin. Ca să-L putem pricepe. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne ca prin ceea ce auzim viața noastră de credință să crească tot mai mult. Amin. Te rugăm să rămâi alături de noi. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Slăvit să fii, Doamne. Mulțumim, mulțumim. Amin. Amin. Aș vrea să rămânem în picioare și rog pe fratele Enciu să ne ajute să cântăm cântarea. Aș vrea în formatul cântărilor vechi, 760 numărul acolo, când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul, cât de glorioasă ne-e calea, cât timp l-om asculta, cu noi va rămânea și cu toți cei ce fac voia ta. Și strofa a doua, când nori se ridică, calea ne întunecă, el scoasă rază, ne luminează calea. Haideți să încercăm să cântăm prima și a doua strofă. Când umblăm cu Domnul și ascultăm cuvântul, cât de glorioasă ne-e calea, cât timp l-om asculta, cu noi va rămânea și cu toți cei ce fac voia sa. Să ne încredem, să ascultăm de Domnul și-am fi veseli în Iisus, răsândind cuvântul. Când noi se ridică, calea ne-ntunecă, el cu lasa vasă se ridică. Vă rog să ocupați loc. Mulțumesc fratelui Ilie pentru cuvântul cu care a deschis subiectul meu din după masa aceasta. Mărturisesc că m-am pus eu la punctul 1, schița care am făcut-o repede, să spun ceva despre ceea ce e harul lui Dumnezeu care a fost arătat. Îmi place precizarea Apostolului Pavel aici. Îi scrie tânărului păstor lui Tit și zice așa: harul lui Dumnezeu care a fost arătat. Frați și surori, e ieftin, e scump, pentru el a fost scump, am înțeles din cuvântul lui. Nouă ni se pare așa că e tare multe ori un lucru de apucat, prin har ați fost mântuiți prin credință și să fiți sănătoși. Dar nu e atât. E mult mai mult decât atât. Harul lui Dumnezeu, scrie Sfântul Pavel lui Tit și spune: harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Mărturisesc că aceste cuvinte de câteva zile așa îmi sunt în minte. Nu că am eu o descoperire și am vrut să, în cuvântul meu de introducere, Ilie l-a făcut deja, mi-a luat-o înainte, am vrut să am câteva precizi. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Pentru toți oamenii. N-ai fost tu mai bun ca alții.
Nici eu, nici străbunicul meu și al noștri. Nu, nu, nu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. A fost arătat. Vrei să te uiți la el? Am vrut să ne uităm și de aceea suntem aici prin harul lui Dumnezeu. De aceea avem parte de el. De aceea ea a mărturisit așa că a avut parte de harul lui Dumnezeu. Har care l-a cunoscut prin cuvânt. Harul lui Dumnezeu care duce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Omul lui Dumnezeu Isaia scrie cu multă vreme despre cel care avea să fie aducătorul harului lui Dumnezeu pe pământ. Îngerii, atunci când vestesc păstorilor din câmp evenimentul întrupării Domnului Iisus Hristos, aceluia care urma să fie aducătorul harului lui Dumnezeu pe pământul nostru, spun cuvintele acestea. O veste din cer, o veste bună. E harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Păi voi înțelegeți că acest har este garantat de Dumnezeu, asigurat de Dumnezeu, câștigat de Dumnezeu, nu așa că e Dumnezeu și-o zis o vorbă, ci că Dumnezeu a plătit preț ca El să fie destul pentru toți oamenii. Slăvit să fie Domnul! Dragi ascultători, harul ăsta este pentru toți oamenii, ei a fost arătat și dorește prin harul său să aducă mântuire absolut pentru toți. De harul ăsta a avut parte și Simeon când avea să zică după ce pruncul Iisus este adus la templu, zice cuvintele acestea, slobozește în pace pe robul tău, căci ochii mei au văzut harul, au văzut mântuirea. Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Cât de extraordinar este Isaia în cuvântul său, ne place nouă să-l amintim lucrul ăsta predicatelor și nu numai. Când stăm la masa Domnului, atunci când în mod cu totul special așa ne uităm la jertfa Domnului Iisus Hristos, și aici pot citi și eu acum după masa asta, când rămân în tonul introducerii fratelui și a lucrurilor care ne-a spus până aici, harul lui Dumnezeu care duce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și la cruce și la Golgota a început să se manifeste. Despre el, Isaia, cu 700 de ani înainte, ca ăsta să se întâmple și să se arate, scrie așa. El, suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. Am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care îi dă pace a căzut peste el. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Înțelegeți realitatea obiectivă cu care se confrunta rasa umană, din care fac și eu și tu parte? În contextul fără de legilor și a nelegirilor noastre, în contextul păcătoșenii și a stării de păcat în care ne se zbate omenirea, într-o lume care zace în cel rău, suferințele noastre le-a purtat Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Harul care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat pentru că Dumnezeu la cruce și la Golgota acceptă zdrobirea în locul tău, în locul nostru, pentru noi ieftin, cât e de scump pentru el. Era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru mizerile noastre, pentru fără de legile noastre, pedeapsa care acum ne aduce pacea a căzut peste el. E puțin asta? E ieftin? În textul nostru, aducătorul harului lui Dumnezeu vrea să ne spună și făgăduiește celor de atunci, de acolo, toată predica lui și cuvântul de aici este în camera de sus, înainte ca să iasă în Ghețimani, înainte de răstignire, când stă de vorbă cu ucenicii și lor le lasă cuvântul acesta. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. Nu vă mai numesc rob, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieten, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la tatăl meu. Dragi ascultători, aducătorul harului Dumnezeu pe pământul nostru
Este Domnul Iisus Hristos, Cel ce este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, Cel care a purtat suferințele noastre, care a fost zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa noastră a căzut asupra Lui și noi de acum suntem slobos și ne bucurăm de har. Care este atitudinea? Care este poziția mea, comportamentul meu față de investiția atât de mare, care nu poate fi măsurată, incomensurabilă a lui Dumnezeu față de nevoile lumii care zace și se zbate în cel rău? Aici, Domnul Iisus Hristos, aducătorul harului lui Dumnezeu, vine și le spune celor prezenți în locul acela, făcându-i să înțeleagă că El este Cel care ne-a ales. Nu voi m-ați ales pe mine, zice Domnul Iisus, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână. În fața lor, Fiul lui Dumnezeu, Cel care este aducătorul harului lui Dumnezeu pe pământul nostru, avea să le spună lucrul acesta. Uitați-vă la mine. Cel care vă alege sunt eu. Nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi și datorită și în urma faptului că v-am ales, acum vă trimit ca să aduceți roadă. Am un plan mare cu voi. Și planul meu este clar, să câștigați oameni pentru cer și împărăție. E gândul lângă care vreau să rămân împreună cu voi în câteva minute în continuare, în locul de aici, după ce am spus cuvintele astea de început, după ce v-am arătat pe Cel care este aducătorul harului și prețul care l-a plătit acesta pentru ca noi să ne bucurăm fiind liberi de pedeapsa care cădea asupra noastră. Dacă Dumnezeu ne-a ales, plătind înainte de asta însă un preț atât de mare, înseamnă că planul care îl are cu noi este pe măsura acestei investiții. Nu? Dacă te-a pus să faci o afacere și investești mulți bani acolo, e clar că urmărești să acoperi cheltuielile investiției și să mai rămâi cu ceva. Tot așa de simplu este și regula de aici. Dumnezeu a investit mult pentru că are planuri mari cu noi. Planul care îl are cu noi nu este pentru aici, nu este pentru guvernare, nici pentru dominare, nici pentru slujire, dacă vreți. E planul noi, lui cu noi. Este viața veșnică și împărăția la care cheamă toți oamenii, slăvit să fie numele Domnului Iisus. Dumnezeu ne-a ales în urma faptului că a plătit prețul iertării noastre și a răscumpărării. Și asta înseamnă că are și un plan mare cu voi. Versetul 16. Aș vrea să vă țin lângă el în continuare. Mi-e drag. Am mai spus lucruri din ăsta. Probabil că unii dintre voi v-au dus aminte că mă repet. Dar nu-i bai. Domnul Iisus, aș vrea să-L prindeți și să rămână așa cum a rămas pentru mine ceea ce v-am spus mai înainte. Nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice cereți de la Tatăl în numele meu să vă dea. Frați și surori, dragi ascultători, vă rugăm să notați din cuvântul de aici. E cuvântul Mântuitorului, e cuvântul Domnului Iisus Hristos. Nu noi l-am ales pe El. El ne-a ales pe noi. Sunt calvinist acum? El ne-a ales pe noi și dacă ne-a ales Dumnezeu, nu-i deșagă, nu-i jucărie, nu-i puțin. Dumnezeul care a venit din cer să moară pe pământ ne-a ales. Și în urma alegerii sale ne și încredințează o slujbă pe măsură. Asta e lucrarea care vreau să o prindem și mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să facă mai mult decât pot eu, decât stângăția mea sau nepriceperea mea. E în putința Lui să ne lămurească, să ne înțelegem scopul și slujba și menirea în alergarea pe acest pământ. Doamne, binecuvintează adunarea de la Emanuel. Binecuvintează-ne pe fiecare în parte cu înțelegerea voii lui Dumnezeu. Prin Duhul Tău lucrează la viețile noastre. Nu voi m-ați ales pe mine, zis Iisus. Eu v-am ales pe voi. Frate și soră, așa cum suntem, slabi, îmbătrâniți, am venit de vreme sau mai târziu la adunare, sau poate la anii, sub anii, povara anilor grei. Nu uitați, am fost aleși de Fiul lui Dumnezeu. Nu voi m-ați ales pe mine. Eu v-am ales pe voi. Și după ce ne-a ales, ne-a și dat o slujbă nobilă, încredințată de El. Dar asta nu-i puțin. Nu credeți că, nu vreau să fiu prea pesimist,
M-a avertizat cineva, cred că la modul și cu bună intenție, dar vreau să fiu de un optimism realist prin care să spun ceea ce văd. E adevărat că vederea noastră e influențată de circumstanțe, de pregătire, de calificări, de oameni, este influențată ca unul însă care o mișcă în biserici. Avem o problemă. Biserica este în criză. Dar totdeauna a fost. Totdeauna, de exemplu, bisericii din Corint, Sfântul Apostol Pavel, scrie cartea Corinteni, nu? Lor le scrie scrisoarea asta. De ce le-o scrie? Ori au avut mari probleme. Ori au avut probleme că între ei au fost partide. Erau trei partide acolo. O zis Pavel, cine-i Petru, cine-i Chifa, cine-i Apollo, cine-i Țătieu? Toți suntem niște muritori. Toți suntem niște slujitori. De ce v-ați legat de un nume? De ce? Unul sapă, ăla pune apă, ăla seamănă. Și cel care face să crească este Dumnezeu, al lui nume să fie slăvit. De ce să fiți împărțiți? De ce? După aceea scrie mai departe în cuvântul său că biserica din Corint era curvie. Așa pășleau și direct. Și au zis pe ăsta să-l dați afară din biserică. Cum? Chiar? Așa. Dar după 4 ani, în cea de-a doua epistolă, știți, Duhul meu împreună cu Duhul vostru acum a ajuns la lumina că omul ăsta a pocăit să se întoarcă înapoi în biserică. Dar biserica din Corint nu mai credea în învierea Domnului Iisus. Nu mai credea în revenirea Domnului Iisus Hristos. A fost o biserică bună? Mai bună ca a noastră? Biserica totdeauna a avut probleme. Eu cred că cuvântul, dacă este operant în viețile noastre, ne ajută ca să depășim circumstanțele, să depășim situațiile și să rămânem în planul și în programul Dumnezeului care ne vrea cu gelosie. Nu voi m-ați ales pe mine, fraților, notați, nu voi l-ați ales pe Iisus, El v-a ales pe voi, El ne-a ales pe voi și dacă ne-a ales, ne-a și rânduit să aducem slavă lui Dumnezeu prin ce facem. Înțelegeți chemarea că este nobilă, pentru că Cel care ne cheamă este nobil, este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, este șef în universul acesta, este creator. Ce vreți mai mult? Cuvintele mele sunt prea sărace să exprime ceea ce este vorba unui frate de la Chisați. După ce am predicat despre Domnul Iisus, a zis, frate Dane, dacă toți în fiecare zi am încercat să spunem ca tine despre Iisus, nu va fi destul și în suficientă măsură cu cuvintele noastre omenești să exprimăm ceea ce poate și este El? Eu cred însă, frați și surori, căci calificarea noastră pentru lucrare așa de nobilă și măreață a celui care este aducătorul Harului Dumnezeu pe pământul nostru nu se rezolvă prin faptul că eu vin să vă invit în seara asta să porniți după El. Și calificarea noastră este prin cuvânt. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru cuvântul care ne l-a lăsat. Când vine ce este desăvârșit, 1 Corinteni, capitolul 13, atunci celelalte mijloace de informare, hai ca să mă înțelegeți, dați-mi voie și urmăriți-mă în iuțimea mea de a trece. Legea și prorocii până la Ioan. De la Ioan, cum a vorbit Domnul? Legea Vechiului Testament și Testament, legea și prorocii, o zis Domnul Iisus, până la Ioan și de la Ioan, în 1 Corinteni, capitolul 13, ni se spune că până aici oamenii au fost informați din cuvântul care l-au avut, așa că remes din gură în gură. Până aici este o informare din tată în fiu, dacă vreți. E clar că însă e vorba de o perioadă tare scurtă. Zice acolo Apostolul Pavel, când va veni ce este desăvârșit. La care desăvârșit este vorba? Nu-i vorba de revenirea a doua a Domnului Iisus Hristos, ci este vorba despre cuvânt. Cuvântul în forma asta. Când va veni ce este desăvârșit, limbile și prorocia și cunoștința încetează. Expresia pastorului Birgean. Aceste daruri au avut o dimensiune limitată.
Când apare ce este desăvârșit, aceste mijloace de la Ioan înainte încetează, pentru că desăvârșitul, adică cuvântul, este cel care ne informează. Închid paranteza și dacă vreți detalii, mă întrebați. Citesc la începutul capitolului 15. Domnul Iisus zice, tot el, o zis așa, eu sunt adevărata viță, tatăl meu este vierul, pe orice mlădiță care este mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Versetul 3. Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care mi l-am spus. Ce vine foarte ca să mai taie noi? Care e chestia? Voi sunteți curați din pricina cuvântului. Frați și surori, eu vă spun astăzi o informație din cuvânt, dar stând lângă cuvânt, această informație devine lege și standard și mod de acțiune, dacă vrei, pentru tine în viața cotidiană. Dar numai dacă stai lângă cuvânt. Voi sunteți curați din pricina cuvântului. Păi de ce venim aici și joia, și duminică dimineața, și duminică după masă? Venim aici și așteptăm Duhul lui Dumnezeu, prin cuvânt, operant în viețile noastre, să ne facă mai buni lucrători în țarină. Să ne califice pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru ceea ce vrea El cu noi. V-am ales, v-am rânduit să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Dar roada noastră, ca să rămână, trebuie făcută de un om calificat. Calificarea noastră este prin cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Paula. Mi-a plăcut când a zis, am venit la voi, pentru că acolo am auzit cuvântul. Și cuvântul ăsta mi-a schimbat viața. Acum, e adevărat că nu toți suntem ca și Paula. Paula a zis, am citit toate cărțile. Am citit tot ce am prins. Ea este inginer cu pregătire. Lucrează în IT. Dumnezeu ne vorbește prin cuvânt. Dacă în vechime Dumnezeu a vorbit părinților noștri în multe rânduri și forme prin proroci, Evrei capitolul 1, la împlinirea vremii ne-a vorbit prin Fiul. Îmi place să adaug aici, sunt în context. Ultimul cuvânt al lui Dumnezeu este cuvântul Fiului. Celelalte sunt între noi, vor fi dincolo de noi, oameni care așteaptă mai mult. Eu am nevoie de cuvânt, mă duc să ascult pe alții care cuvântă, îmi place studiul de joi, eu vreau cuvânt, alții vreți altceva, e problema noastră. Dar nu uitați că modul normal de vorbire al lui Dumnezeu este cuvântul. Prima dată când am constatat că zboneam cu inima, fără la 40 ceva de ani, 5-6, m-am dus să duc pe cineva la un rentgen, verișoară de la Aurica, și când am ajuns acolo, zice asistenta, nu vreți să vă văd pe dumneavoastră. Că m-a văzut așa, că-s prea rotund, și a zis, ai o problemă. Și transpiram în partea asta. Și m-am dus și s-a uitat la mine și a zis, ai o problemă la inimă. O zis așa, aorta umflată și inima mărită. Ne-am dus de acolo la Ascar, Rodica Avram, fost colegă cu Aurica până în clasa 8-a. La școală se știau, s-au adus aminte și m-am dus la ea și am mers împreună la ea și ea a început să-mi spună că nu-i joacă și că dacă nu sunt serios cu asta, pot să mor. Așa, direct și pășleau. Și-a zis, asta era vineri și-a zis, luni ne vedem de dimineață. Vă mai las până atunci să vă puneți casa în rânduială. Mărturisesc că nu a fost tot una. În noaptea dinaintea internării am avut o vedenie. În vedenia aia, nu știu să vă spun acum că am fost dus undeva și ce am văzut acolo. Eu nu știu la câtelea cer am fost. Nu am fost ca Sfântul Pavel. Dar am fost într-o dimensiune care era absolut diferită de aici, care mi-a dat confortul și siguranța absolută. Cu privire la faptul că sunt efemer și trecător și eram sub acuza lui doamna Avram. O voce mi-a spus clar următorul lucru. Și acum îți mai este frică? Și s-a închis filmul. A fost vis? Vedenie sau realitate? O nevoie în care Dumnezeu trebuia să-mi vorbească că pentru că prin cuvânt n-aveam soluția suficientă. Să vă mai spun câteva de astea
Veți zice, domnule, dați povești. Ca să nu te desamăgesc, nu vă mai spun. Rămân la asta. Am mai avut cel puțin două circumstanțe sau trei în viață în care Dumnezeu mi-a vorbit, clar. Dar, fraților, forma normală de vorbire, educarea noastră spirituală, modul prin care Dumnezeu ne vorbește, este cuvântul. Cuvântul ăsta, adus de Duhul Sfânt sau lămurit de Duhul Sfânt în viața noastră, are slujba ca să ne lămurească și să ne ajute să nu greșim. Versetul 3. Voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am dat. Dați-mi voie să mai fac și precizarea asta și trec mai departe. Timpul meu să-l mai am 5 minute. Ca vedenia asta să fie autentică sau descoperirea asta extra cuvânt să fie adevărată, eu cred și mărturisesc următorul lucru și m-a învățat cel mai bun predicator pe care eu l-agrez în țara asta și mai trăiește. O zis așa. Vedenia asta e vedenie și de la Domnul dacă are suport în Scripturi. Clar? Numărul 1. Să aibă suport în Sfintele Scripturi. Îngăduiți în paranteză o doamnă care venea la noi în adunare când eram eu încă singur aici, după pe care lui Dan Cocaru a venit și a început să-mi spună din visele ei. Și a zis la un moment dat, frate Dan, este că nu mă mai urmărești? A zis, ba da, te urmăresc, dar vreau să văd unde are legătura tot ce îmi spui tu cu cuvântul. Și a plecat din adunare și tot de vis a fost legată, nu știu ce mai ales de ea. Vreau să cred că este într-o adunare unde este încurajată în sensul ăsta. Închid paranteza și revin. Vedenia sau descoperirea este autentică dacă are suport în cuvântul Sfintelor Scripturi. Unu. Al doilea lucru. Dacă în vedenia ta numele Domnului Iisus Hristos este cinstit. Dacă în vechime Dumnezeu a vorbit părinților noștri multe rânduri și forme prin proroci, la împlinirea vremii ne-a vorbit prin Fiul. Cuvântul Fiului este ultimul cuvânt al lui Dumnezeu. Nu căutați mai mult decât atâta. N-aveți la cine să vă duceți. Fraților, nu vă împedecați pe cale. Nu vă opriți în cioate și vă împedecați lucruri de nimic. Am zis, al doilea lucru, Iisus trebuie să fie cinstit în vedenia aceea. Și al treilea lucru, viața mea și viața ta trebuie să iasă din acea descoperire mai sfântă. Să fii mai pocăit. Eu sunt adevărata viță, am zis Domnul. Tatăl meu este vierul. Orice mlădiță care este în mine și nu aduce roadă, o taie. Și orice mlădiță care aduce roadă este curățată să aducă mai multă roadă. Voi sunteți curați din pricina cuvântului. Am încercat până aici să vă spun două lucruri interesante despre Harul lui Dumnezeu împreună cu fratele Ilie. Am făcut echipă și am spus că Harul e scump pentru Dumnezeu. Nu ni se pare că este ieftin. Și eu am spus, Harul ăsta care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și a fost arătat să aducă mântuire pentru toți oamenii. Domnul Iisus Hristos este aducătorul Harului și cuvântul Lui este cuvântul care ne echipează, care ne pregătește și ne ajută ca să facem față lucrării. Nu voi m-ați ales pe mine, o zis Domnul Iisus, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți, să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Și când zic lucrurile acestea, e clar că mă îndrept asupra cuvântului din Matei, la capitolul 13, unde ni se spune unde e locul nostru de lucrare. Aici simplu. Cel ce seamănă sămânța bună este fiul în țarina, este lumea și acolo este locul nostru de lucrare. Frați și surori, nu e aici. Cu darurile care le avem aici, el a dat în biserică păstori, învățători, apostoli, proroci, dar un proroc îmi place să fac precizarea în lumina noului așezământ, nu acelui ca Ieremia care i s-a descoperit noaptea și obers în fața sau la locul deschis dinaintea cetății și a zis, ascultați-mă, așa vorbește Domnul. Eu zic, ascultați-mă, așa vorbește cuvântul lui Hristos. Ăsta e cuvântul lui Hristos. Locul nostru de lucrare este în țarină și Domnul și Mântuitorul nostru acolo ne vrea să aducem roadă. Nu aici în biserică slujba care o împlinim unii și alții, o împlinim în urma chemării care ne-a făcut-o Domnul și eu cred că prin chemarea mea în anii ăștia care i-am petrecut împreună cu pastorul Birgean, nu ne-am călcat niciodată pe picioare, pentru că am înțeles foarte exact care este chemarea mea, care este slujba mea și el de asemenea. În biserică el a dat
păstori, învățători, apostoli, proroci, evangheliști, îmi place precizarea, ca trupul lui Hristos să crească și auzi, să nu mai fie purtat de orice vânt de învățătură încoace și încolo, ci oamenii ăștia să rămână credincioși adevărului în dragoste. Doamne, slăvit să fie numele Tău pentru tot ce ne-ai pregătit, pentru tot ce ești, pentru cuvântul care ne l-ai dat, cuvânt care ne este destul. Locul nostru de lucrare, revin la gând, este în țarină și acolo e loc de manifestare. Sămânța care o punem noi este sămânța care cade în cele patru circumstanțe, lângă drum, între spini, pe stâncă, dar și o sămânță în pământul cel bun. Frați și surori, voi sunteți aici datorată faptului că a căzut sămânța într-un pământ bun și a dus 30, 60 și 90. La rândul tău ești chemat să pui sămânță. Cântăm o cântare, nu? Pune sămânță dimineața, la prânz și pe înserat. Și dacă o pui, faci lucrarea lui Dumnezeu. Și am fost chemați de El să facem lucrul ăsta. Acum, foarte recent, eu cred în asta că pe unde trec, trebuie să zic ceva despre Domnul. Nu sunt eu așa cu bună dispoziție totdeauna, câteodată dau seama că trebuia să zic și n-am mai zis nimic. Foarte recent am mers să cumpăr ceva pentru luni seara, aici la lucrarea de tineret și am ajuns la pult, o doamnă înaintea mea avea lucrurile acolo, le-am pus și eu lângă aia că erau grele și nu puteam să le țin așa. Și cel care, casierul de acolo, a zis, sunteți împreună? Și asta zâmbește și zice, nu, eu zic, dacă o fi în veacul viitor. Ea și-a dat seama, dar la scurtă vreme se prinde și el. Plătesc și continui, el începe să-mi spun așa, dumneavoastră sunteți domnul Dan? Zic, da. O zis, eu vă cunosc. De unde? Bunica mea a venit în adunarea voastră și am fost de câteva ori. Răscoleau sentimentele acum. Sora Băleanu a locuit în Mircea cel Bătrân, am îngropat-o, dacă vreți, cimitirul din Aleea Ghirodei. Mi-aduc aminte foarte bine, ea vinea din Orșova. Cu o familie numeroasă, necăjită, plină de boli și de suferință, da, pentru cei care ați cunoscut-o. Și acum continui discuția cu el. Și el zice, eu veneam acolo. Și zic, de ce nu mai vii? Și tace. Trebuia să zic eu ceva. Dar te rog să vii. Dar n-ai vrea să vii. Noi suntem tot la adresa aia. Eu sunt tot acolo. De ce nu vii? Și ne-am despărțit, că veneau alții din spate. Frați și surori, ori de câte ori ai curajul, ai îndrăzneala să-L bagi pe Domnul Iisus înainte, ți se vor crea oportunități. Dacă nu zici nimic și treci așa ca bolovanul, e problema ta. Dar voi ați fost chemați de Fiul lui Dumnezeu, am fost rânduiți să aducem roadă și roada noastră să rămână. Nebuni? Da, nebuni. Calea crucii lui Hristos este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Copilul ăsta nu m-a socotit nebun. Și-a adus aminte de bunica credincioasă și de adunarea noastră. O să vă dau și alte exemple. Timpul meu s-a scurs aici. Nu uitați, cel care ne-a chemat este aducătorul Harului Dumnezeu și l-a costat teribil de mult. El ne-a ales, ne-a rânduit să aducem roadă și roada noastră să rămână. Locul nostru de lucrare nu e aici. Cântați, slăviți să fie, vă rugați, slăviți să fie. Dar fraților, locul nostru de lucrare este în țarină și în țarină aducem rod 30, 60, 100. Nu-i spirit de echip, de competiție în trupul lui Hristos. Facem atât cât putem. Dumnezeu este Cel care monitorizează, Dumnezeu este Cel care evaluează și un judecător drept. Slăvit să fie numele Lui. Amin.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, de Doamne să fie și să rămână cu noi toți și cu toți răscumpărații tăi, până în veci. Amin. În numele Domnului Iisus, adunarea este liberă.